Bună ziua, domnilor, domnilor și dragi copii! Despre sport vorbim azi la școala tvdicție.ro. Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii și îi ajută pe copii să-și coordoneze mișcările corpului. Copiii care practică un sport în mod constant sunt mult mai sociabili, comunicativi și disciplinați. Fotbalul este cel mai popular sport în România, iar copiii pot începe antrenamentele încă de la 6 ani. Înotul este sportul care poate dezvolta fizic armonios orice copil încă de la 3 ani. Tenisul poate fi început de la 4 ani, așa cum a făcut Simona Halep. Copiii care iubesc sportul speră că în 2021 totul să revină la normal. Rămâneți sănătoși, numai bine, pe curând!